Bună ziua tuturor, azi mă duc să văd să mă interesez la școala auto ce, câte ore trebuie să fac de practică, cât costă o oră de practică, când îmi de șofer, ce fel de șofer, ce fel de mașină, când va fi examenul și tot așa, adică cât va costa examenul, voi afla toate detaliile și dacă reușesc să filmez, vă răci vouă, dacă nu, atunci sau mai filmez un pic, sau vă scrie detaliile sub acest video. Pe mai târziu, ceau, ceau! Deci, tocmai am ieșit de acolo, dar înainte de toate vreau să vă intenționez să nu riscați să mergeți la volan fără permis, chiar dacă sunteți în proces și ați dat un examen sau credeți că puteți și dacă vă oprește poliția, credeți că scăpați. Am auzit că s-a amenzi ustorătoare de undeva 3.000 de euro. Plus la toate poate fi proces verbal, adică penal, nu verbal. Proces penal cu închisoare, așa că cel mai bine să nu riscați. Deci asta a fost sfatul meu. Acum să trecem la temă. Detaliile. Pentru o oră de 45 de minute, adică studențească, școlărească, cum, nu știu cum se zice corect, am uitat acum deja, 40 de euro se achită. Pentru însă și examenul, când sunteți pregătit, deci când vede profesorul că sunteți pregătit și știți să șofați, asta în cazul celor care au avut permis moldovenesc cu românesc, cu MD pe spate sau moldovenesc și tot așa și vor să-l transfere în nemțesc, atunci ei se uită cât de bine șofați, cât de bine respectați regulile pe autostradă, noaptea și tot așa, că se fac și ore de noapte, se fac și pe autostradă. De examen deja depinde de cel care preia examenul, adică inspector, cine mai este acolo, nu știu, o să vedem pe urmă. Și examenul la urmă costă 125 de euro, însuși examenul, dar cred că și la școală se plătește să achite ceva. Cam atâta, astea detaliile, încă nu mi-au dat șofer, mi-au dat niște cărți de vizită, să sun pe numărul ăsta, să mă înțeleg cu șoferul, să vedem când poate el și să văd când pot să încep. Cam asta a fost, sper că v-a fost utilă informația, o zi plăcută și toate cele bune. Ciao, ciao!